Bună seara și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii E vremea ta. Un avion rusesc a aterizat de urgență duminică pe aeroport din cauza unui incendiu la bord, au anunțat agențiile ruse de presă preluate de Reuters. Autoritățile ruse anunță că bilanțul victimelor se ridică la 41 de morți. Conform declarației unui pasager, martor al evenimentului, se pare că avionul a fost lovit de un fulger. De fulgere vom avea parte și la noi în țară. Vremea se strică, iar meteorologii au emis noi atenționări cod galben. Primul cod galben este valabil până în această noapte la ora 23. Prin urmare, iată că în cea mai mare parte a Munteniei, în Dobrogea, în jumătatea de nord a Moldovei, dar și în Transilvania, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată. Vorbim despre ploi torențiale, descărcări electrice, vânt cu aspect de vijelie și chiar căderi de grindină. Într-un timp scurt se pot strânge cantități importante de apă, 25-35 de litri pe metru pătrat. Vântul se va intensifica treptat în majoritatea regiunilor. Din această noapte, de la ora 23 și până mâine noapte, tot la ora 23, iată cum codul galben se mută, mai bine spus, către centrul și nordul țării. În tot acest interval vor mai fi ploi torențiale, frecvente descărcări electrice și intensificare ale vântului. Se pot strânge în continuare cantități importante de apă, de această dată vorbim chiar de 50-60 de litri pe metru pătrat pe arii restrânse. În zona montană, dar trecător și în Transilvania și în subcarpații Moldovei, ploile se pot transforma în lapoviță și ninsoare, iar la peste 1500 de metri altitudine, vântul va sufla tare, viteze de peste 70, chiar 80 de km pe oră. Din cauza ploilor anunțate de meteorologi, iată că și hidrologii ne atenționează în acest sens. În 27 de județe sunt anunțate depășiri ale cotelor de atenție. Iată, în centrul, în nordul și în sudul țării se așteaptă inundații pe parcursul zilei de mâine. Ei bine, dragii mei, acum a sosit momentul să vedem cât de mult vor scădea temperaturile, așa, dar haideți să vedem câteva temperaturi și fenomene din marile orașe ale țării noastre. Mâine dimineață vom avea și 4 grade în Brașov, în Cluj-Napoca și în Timișoara, iar la amiază, meteorologii anunță chiar cu 10-15 grade mai puțin față de zilele trecute. Cu detalii revin un pic mai târziu în principala rubrică Meteo. Autorități din foarte multe orașe europene privesc trotinetele și scuterele electrice ca un mijloc de transport alternativ ce poate reduce mult poluarea și poate ajuta la fluidizarea traficului. În viitorul apropiat și la București va apărea o companie care va oferi spre închiriere asemenea vehicule. Marile orașe se confruntă din ce în ce mai mult cu probleme legate de poluare, dar și de aglomerație. Primele măsuri ce s-au luat deja au fost de taxarea accesului auto în zonele centrale sau de interzicerea mașinilor diesel, dar pe termen lung se pare că nu este de ajuns. Din ce în ce mai multe autorități locale din Europa analizează sau testează deja servicii de închiriere de trotinete și scutere electrice. Acestea ar ajuta atât la reducerea poluării, cât și la descongestionarea traficului. Spre exemplu, capitala Spaniei, Madrid, a devenit cel mai bun teren din Europa pentru testarea serviciilor de închiriere a scuterelor electrice. Drept urmare, în acest moment, 5.000 de astfel de vehicule circulă în capitala Spaniei, în timp ce 20 de companii au aplicat cereri pentru a aduce pe piață încă pe atâtea. 6 companii au invadat Madridul cu scutere electrice pe care locuitorii le pot închiria, le pot lua și le pot lăsa oriunde în centrul orașului și în zonele din apropiere, fac rezervarea scuterului într-o aplicație și primesc nota de plată pe mail, iar prețul este în jur de 25 de cenți, adică 1,06 lei pe minut. În România, un startup american a anunțat că va intra pe piață. Această companie oferă un serviciu care permite închirierea de trotinete și biciclete electrice, evaluat în vara anului trecut la peste 10 miliarde de dolari, și lucrează în acest moment la încheierea unui parteneriat cu Primăria București, pregătit spre avizare. Acesta prevede punerea la dispoziție pentru închirierea unei flote de 1000 de trotinete electrice, amplasate la toate gurile de metrou, în zona adiacentă parcărilor publice, în toate parcurile și grădinile publice, lângă majoritatea teatrelor, muzeelor, bibliotecilor, ca și în zonele de promenadă. Trotinetele electrice funcționează cu ajutorul unor aplicații mobile și a unor trekking-uri GPS, care ajută la localizarea și deblocarea lor. Trotinetele pot circula cu o viteză de maxim 24 de km pe oră, drept urmare pot fi conduse fără permis de conducere. În general, costurile de închiriere pentru vehiculele companiei americane sunt de 1 dolar, adică 4,2 lei pentru deblocare, și 15 cenți pe minut, adică 70 de bani pentru închirierea efectivă. Acum a sosit momentul să aflăm cum va fi vremea în țara noastră. La noapte, în Maramureș, în Transilvania, în jumătatea de nord a Moldovei, dar și în nordul Munteniei,
Sunt anunțate ploi torențiale, descărcări electrice și vânt puternic. În urma ploilor, într-un timp scurt, se pot strânge cantități importante de apă, 25-30 de litri pe metru pătrat. Și în restul țării, vremea va fi instabilă, însă astfel de fenomene vor apărea pe spații mult mai mici și la cote mult mai reduse. Vântul se va intensifica în majoritatea regiunilor, iar în zona montană înaltă, la peste 1500 de metri altitudine, va sufla tare, cu viteze de peste 70-80 de km pe oră. Temperaturile minime vor fi cuprinse, în general, între 3 și 13 grade. Mâine vremea rămâne în continuare instabilă, în centrul și în nordul țării. În continuare sunt anunțate ploi importante. Țin să vă spun asta pentru că pe arii restrânse se așteaptă până la 50, chiar 60 de litri pe metru pătrat. Vântul va continua să prezinte intensificări în majoritatea regiunilor. La munte va sufla tare și tot în zona montană înaltă, meteorologii anunță precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Temperaturile maxime, în scădere accentuată, vor fi cuprinse între 6 și 16 grade, ceea ce înseamnă că vremea va deveni foarte rece pentru această dată. În București ne așteaptă o noapte furtunoasă. Ploi, vânt puternic, 50-55 de km pe oră, descărcări electrice, iar spre dimineață 10 grade. Mâine atmosfera va fi mohorâtă, va ploua, vântul se va intensifica pe tot parcursul zilei de mâine. Vorbim în continuare despre viteze între 55 și 65 de km pe oră. Se răcește mult, dacă puteți observa, sunt anunțate doar 12 grade Celsius. Poi mâine se încălzește ușor și vremea devine mai bună. Deocamdată, mâine, la munte, vremea va fi instabilă peste tot. În majoritatea masivelor montane sunt anunțate precipitații, la început sub formă de ploaie și lapovițe, ca mai apoi să vorbim chiar despre ninsoare. În zona montană înaltă, adică la peste 1500, chiar 1800 de metri altitudine, precipitațiile se vor transforma în ninsoare, iar vântul puternic va viscoli zăpada. Vorbim despre o vreme deosebit de rece pentru această dată, vom avea chiar temperaturi negative, minus 3 grade vor fi în Ceahlău. La mare, vremea va fi mai bună, dar tot mohorâtă, mai ales după amiaza și seara sunt anunțate ploi zgomotoase. Vorbim despre vânt puternic și aici 50-60 de km pe oră. În aer vor fi în jur de 16 grade, iar în apa mării în jur de 15 grade. Ei bine, la nivelul întregii țări, ziua de poi mâine ne va aduce o ușoară ameliorare. Mai sunt anunțate ploi, dar mai slabe, vorbim în centrul și în nordul țării. Se încălzește ușor, însă nesemnificativ, spun meteorologii, pentru că maximele vor fi cuprinse între 10 și 20 de grade Celsius. Nici Europa nu scapă mâine de ploi, așadar, în peninsula iberică, dar și în vestul continentului, vor fi momente cu instabilitate atmosferică. Din loc în loc va ploua, iar în sud-vest se anunță un vânt mai puternic. Scad temperaturile ușor, astfel încât în Barcelona vor fi doar 18 grade, iar în Amsterdam 11 grade Celsius. În peninsula italică atmosfera va fi frumoasă și caldă, mult soare la amiază și temperaturi de până la 19 grade în Roma, în timp ce în țările sud-estice norii se vor înmulți, va ploua local, însă aici ploile vor fi însoțite chiar de fenomene electrice. În timpul ploilor, vântul se va intensifica. Doar 9 grade vor fi mâine la amiază în Sofia. Atât în țările centrale cât și în cele nordice vor fi momente cu instabilitate atmosferică, din loc în loc va ploua, vântul se va intensifica mai mult în țările nordice trecător, precipitațiile vor fi și sub formă de lapoviță și ninsoare și tot în nord vântul va atinge viteze mai ridicate. Vorbim despre temperaturi scăzute pentru această dată, mai ales în centrul Europei, însă surpriza va fi iată în Moscova, soare și 26 de grade. Atât pentru astăzi. Mâine de la ora 18:50 de minute îl vom avea invitat pe cercetătorul Bogdan Antonescu, expert în fenomene meteo severe, de la care vom afla mai multe despre tornade și mai ales despre tornada de săptămâna trecută din județul Călăraș. Dacă aveți întrebări, le așteptăm pe pagina de Facebook a emisiunii noastre. În continuare, vedem imaginea zilei și rămâneți alături de TVR2. În numai câteva secunde urmează telejurnalul orei 19. Pe curând!